Ah, salutare oameni dragi și bine v-am găsit la un nou episod din Cum le scuip. Hai, 1, 2, 3 și... Ok, cine începe? Tu începi. Bine, știi ce se întâmplă dacă falimentează afacerea mea cu cozi metalici pentru unelte? Ajung la sapă de lemn. În avion, prietenul meu a scos masca de oxigen. Iar eu am zis, de ce o scos? Că nu-i cazul. La care el, am nevoie de spațiu, că nu mai am aer. Noi românii suntem cea mai woke cultură. Noi avem schimbarea de gen dintotdeauna. Te duci bou și vivac. Serghei este atât de poet încât când îi se froșcăiește, are p***a blaga. În țara orbilor, chiorul este împărat. La noi doar avocatul poporului. N-ai înțeles, așa-i? E Victor Ciocea. Muzica am fost cu o companie de avion foarte ieftină, dar la micul dejun mi-a adus mici și beri. Nu zic că am ajuns departe, dar am ajuns tocmai până la părinții lui Dragnea. Am ajuns la mama dracului. Am fost la o piață unde produsele sunt foarte vechi. Adică după ce le consum, vomiți direct. Se numește piața Oborăsc. În timp ce editam un videoclip despre Ciolacu, mi s-a blocat programul. Foarte prost premierul. Prietenul meu este ca Vin Diesel. Că atunci când se enervează, trage beșini violente. Îi fart în fiul. Wow! Am făcut duș! Știi cum se zice când încerci să obții autorizații de construcții, dar nu reușești? Că ai muncit în zidar. În campanie, politicienii au făcut o mașină care să afișeze anunțuri electorale. Au făcut o Dacia slogan. Am ieșit din lac și am aterizat pe organul din genitalii. Am sărit din lac în puțe. Am mers la înmormântarea unor păsări exotice. I-am lăsat o panglică cu regrete. Lacrimi și regrete. Încă o dată. Deci am mers la înmormântarea unor păsări exotice. Le-am lăsat o panglică cu lacrimi și egret. Ce porcării! Știi cum să-l aud unul cu dințira? Își cântă în strungă. Ai bună tare asta! Asta e cea mai bună, asta am plâns cel mai mult. De ce Mortișa, când îi cerut în căsătorie, trebuie să moară un om? Că inelul trebuie să fie cu o piatră funerară. Știi cum se enervează un constructor? Îi sare mordarul. Un comediant și-a făcut
un brand de parfum feminin. Se numește Dave Chanel. Eu mor cu mine până se gluma. Dacă rămâi însărcinată când facem doggy style, înseamnă că am împăcat și capra și baza. Ca să câștig autoritate în fața ta, m-am prefăcut că sunt nervoasă. Am fost foc să par. Bun, asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, like, follow, subscribe, toate cele. Ne găsiți pe platformele. Bam, ne vedem. Vă pupăm! Dați like, share-uri, subscribe și... În ce situații sau despre ce ați vrea să facem cum te scuip? Despre ce subiecte? Cum le scuip? Știu. Nici măcar nu știi numele emisiunii. Da. Bun, ne vedem. Dar ce să fac dacă mă culc cu producătorul? Îmi iese. Uite, vezi ce bună asta. Cine ai avut o cuvânt asta?